Salutare, prieteni! Iată-ne în prag de sărbători. L-a reparat televizorul. Televizorul mamaiei s-a stricat, așa că l-am adus la reparat. Din fericire s-a putut repara, numai că a costat jumătate din televizor. Ceea ce nu prea e ok, dar măcar o dată, măcar acum, că vin sărbătorile, se merită să-ți iei alt televizor nou. Dar până atunci, măcar să aibă și mamaia să se uite la televizor acum de sărbători, la emisiunile preferate. Îl așteptăm pe Iulian să iasă. Și iată-l pe Iulian cu televizorul. Ți l-ai pus în cap? Da. Hai. Am luat televizor. E bun, l-ai probat? Da. Hai, pune-l. Dar n-apare nimic. Ei, n-apare. Orizont, atât. Dar cum stăm acum? Bag. Mă bag aici. Stai acolo și ți-l dau în braț. Da, mi-l am brațe. Bă, dar stai ca să-ți pun și centura. Ei, lasă centura acum. Telecomanda ai luat-o? Da. Da, să avem grijă de asta. Pune-o acolo. Televizorul în braț. Hai. Să mergem la drum. Ia pune-ți pe alea. Iată ce drum avem în fața noastră. Drum cu ceață. Ia zi, dragă. Cum e? Dacă n-am copchii să-i țin în brață, țin televizorul. Da, mă, dar ce? Dar nu suntem noi bucuroși că s-au făcut? Da. Eu zic să lași prostiile și te uiți acolo la drum. Uităm. Uite ce ceață e afară. Băi, care o dat drumul la ceață? Vezi cum toți copacii parcau checiuri, ce-am pus să cheamă. Au de toate. Și iarba, au înghețat tot. Mm-hmm. A fost fric. De-abia așteptăm să ajungem la mamaia. Mm. Să facem o rocadă cu televizoarele. Să-l punem pe ăsta, care l-am făcut, de-abia așteptăm. Ia, se mai strică. Strică cuptorul, televizorul. Dar, cu spiritul Crăciunului. Așa frumos. L-am făcut și de-abia așteptăm să-l punem acolo repede și să vedem cum se vede. Ei, până atunci ei cu ceață, cu din astea, gata. Da. Doamne ajută, dăm înainte. Da, mergem? Mergem. Hai să luăm și sacoșica de acolo. Acum trebuie acum, sacoșica. Acum luăm sacoșica. Așa. Ia să vedem. Bună ziua! Ce faci, mai fetița, mai? Fetița! Hai! Să rămână, mamai! Bună ziua! Ce faci? Am venit să colindăm. Ai dat de mâncare? Nu mi-am dat. Ți-am adus televizorul. Acum hai să dăm. Hai să mergem în casă. Și ai mai adus niște ciocolăi? Da, da, la cășuri, hai să iau mă ciocolăi. Hai în casă. Am avut mămăligă, am făcut mămăligă. Aha. Deschide ușa creștine, noi la tine. La mulți ani, mulți ani cu bine. Lasă că mă duc eu acușa. Eu nu pot răspuna. Da. Ai făcut matare. Da.
Aha. Am acoperit-o cu șaunul ca să nu ia sau. Aha. S-am rupt cu lingura și am pus la căi. Așa. Și dacă vrei să mâncați cu ceva, nu mă lini caldă. Lasă, brei, abia am venit. Bun, hai să ne apucăm treaba. Hai, spune-mi, pa. Îi promuntam multă păină, e bonchir. La ce? La cozonac? La turtii. La turtii nu, 300-400 de grame de făină. Atât. Eu nu ia cum mai rămas, 200 de grame. 800 de grame ai frământat pentru turtele cu julfă, nu? Da. Aha. Și le lăs să crească, că nu e bun. E de, știi ce fac? Du-o leacă la o parte. Merge? Am adus cozonac, mama e... Dă-o cumpăra fie. Nu mă interesează, dar mie ui făcut. Că zicea mai înainte că ar să ducă la dulcești, să iei și pâine mai multă. Ia să-i facem proba la televizor. Nu te bișterzi, o leacă pe acolo, mă? L-am ținut în brață. Dar de ce să ștergi? Masa. Lasă. Ștergeți după aceea. Vedeți voi. Mamă, e farfuria de acolo cu cana. Așa, și îl trage acolo mai la margine. Ca să rămâi o lei de margine. Floare și poate trebui luată de acolo, Cătălina, nu? Până... Îi las-o. Îi las-o, da, până nu uitați. Las-o. O să mai scoateți voi plicurile astea, ei, să le da, aranjați. Da. Unul la mine, unul la tribunal. Aha. L-am ținut în brață ca să stai bine, să nu se zdruncine. E, bine că l-ai avut și pe ăsta vechi, dacă nu l-aveai... Da, da, nu uitam. Avea Ștefanel altul. Nu, că doar el e bun aici, nu pot să fiu rău. Dar l-a dat că... Ai măcinat pentru... Da, am dat-o mai de aproape de o săptămână. Foarte bine. Cu gând că o facem mai degrabă, așa că ne-am făcut-o. Culează dimineață, dată făină din pot, dată în drojdie, am cu toate drojdie uscate. Dar să-ți dau masa aproape, nu vrei? Nu. De ce? Eu să fac, îți puiesc niște apă călduță. Da, dar nu vrei masa aproape? Nu. Da, dacă vă ne apărați, tu. Dau mai aproape. Ia să venim la Ah. Haide că s-o deschis. Și asta? Păi Digi. Digi, la imaginea mai mare, parcă nu? Păi o să trebuiască să umblăm o leacă la el. La setări. E important, e. Stai, acum ar trebui să căutăm în meniu și o să trebuiască să-i dăm o căutare de rețea. Ca să caute programele, nu? Ia, încearcă pe unul, că acum trebuie să iei la unul. Lasă să caute programele, mamai. Ia, și știți asta. Așa, Țara România. De acum setările de la televizor. E domnul start. Uite așa, și lăsăm să-și caute. Să-și caute, da. Și pe urmă umblă mai mare. Ce o zis că avea? O zis că trebuia schimbat, nu știu ce. Deci ca să pui eu niște apă, hai lasă-o. Hai lasă-o. Nu mai pot, doar tremur, e bun lăsat, dar eu nu puteam lua și unul cu mama ligă de sus. Dar bine că am venit noi. Da, dar ce îmi faci după ce am făcut mama ligă? Da, deși ai făcut-o. Trebuia să dați altceva de mâncare la cățel. Băi, am rezolvat. Mulțumit cu televizorul. Ia să vedem. S-a rezolvat. Nu așa zic eu. Altă treabă, nu? Da. Și are și programe HD. Nu toate, dar vede și mama aia HD. HD? HD. High definition. Mm-hmm. Uite, are și indiene. Mm-hmm. Bravo, iubire. Da. Bravo. Ai făcut o treabă bună? Oamenii de acolo au făcut o treabă bună. Eu am... De acum... Sperăm să vizioneze ce dorește mamaia. Nu, altceva. Vede și mamaia bine. Uite, te vreau. Aha. Da, altfel mamaie se vede. Altfel se vede la televizorul ăsta. Da, se vede mai clar. Nu?
când scrie la un film, la ceva, nu, când apărea pe nu vedeai, nu vedeai scrisul. Dar se așa cu liță, zice, acolo șeteam, dar aici șetei câteodată. Câteodată apărea pe alb și nu mai vedeai scrisul. Și au zis că special l-am vedeam. Da. Ei, bun, acum poți să vă uitați și voi liniștiți la emisiunile care doriți de Crăciun. Băi, el, dacă că el... Mâncare, eu... băutură și televizor să fie, unde nu? Duci, băi? Și sănătate. Hai că te ajut și eu. Să o ajut pe mamaia să caute. Toate bune! Pa!